Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și astăzi vreau să discutăm despre un subiect important pentru cei care se apucă de astronomie. Cerul nopții este plin de stele, iar ele pot fi identificate după mai multe nume. În activitatea de astronom amator, în afară de numele proprii ale celor mai strălucitoare stele, te vei lovi și de tot felul de alte denumiri, formate din cifre sau alte coduri. Care-i treaba cu ele? Aflăm imediat! Dar, până să intrăm în subiectul nostru pe ziua de astăzi, nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o până acum și să apeși și pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când urcăm un nou episod aici pe canalul de YouTube. Bun, numele stelelor. Hai să le luăm în ordine. În primul rând, avem numele proprii. Doar cele mai strălucitoare stele de pe cer au primit nume proprii, cele care erau folosite cel mai des. Acest lucru s-a întâmplat încă din antichitate, deoarece pentru oamenii vremii, cunoașterea cerului prezenta numeroase beneficii practice. Astfel, avem pe cer nume cu origini grecești și latinești. Fenomenul denumirii stelelor a continuat în perioada medievală, unde arabii au fost regii astronomiei. De aceea, foarte multe nume proprii la stele sunt arabe. Avem o varietate de nume pe cer, nume care se trag din trecutul lingvistic al popoarelor ce le-au denumit. Hai să dăm niște exemple. Numele stelei Sirius vine din grecescul Seirios, care înseamnă strălucitor sau arzător. Asta pentru că Sirius este cea mai strălucitoare stea de pe cer. Recunoaștem ușor și denumirile arabe, precum Aldebaran, cel care urmează Pleiadele, sau Alderamin, brațul drept al lui Cefeu. Dintre toate stelele de pe cer, care este steaua voastră preferată? Lăsați în comentarii care este numele stelei care vă place cel mai mult. Stelele însă au și alte denumiri. Bineînțeles că nu toate stelele au nume proprii. Atunci când veți utiliza o hartă stelară sau un program de planetariu, veți întâlni și aceste alte denumiri. Un program util este cel pe care îl folosesc acum. Se numește Stellarium și este un soft gratuit care poate fi downloadat foarte rapid. O să vă las linkul în descriere. De asemenea, dacă vreți să vedeți exact la ce puteți folosi acest program, urmăriți episodul nostru în care descriem în detaliu toate funcțiile acestui soft de astronomie. Click pe linkul de mai sus pentru a fi redirecționați către acest episod. O notație extrem de întâlnită la stele se numește numerotarea Bayer, denumită după Johann Bayer, un avocat și uranograf german care a realizat primul atlas stelar ce acoperea întreaga sferă cerească. În cadrul numerotării Bayer, stelele dintr-o constelație sunt denumite utilizând alfabetul grecesc. Steaua cea mai strălucitoare este Alfa, apoi urmează Beta, Gamma, Delta și așa mai departe. Așadar, Sirius este Sirius, dar este și Alpha Canis Majoris. Uitați aici, în stânga. Avem denumirea lui Sirius, numele propriu, și de desubt avem Alpha Canis Majoris. O altă notație folosită este numerotarea Flamsteed, denumită după cunoscutul astronom englez John Flamsteed. În cadrul acestei numerotări, fiecare stea vizibilă cu ochiul liber dintr-o constelație are o cifră, în ordine crescătoare, de la vest către est, în cadrul constelației respective, urmată de prescurtarea sau genitivul constelației în care se află. Astfel, Sirius este și 9 Canis Majoris. Uite aici, 9 Canis Majoris. Avem și numerotarea Flamsteed. Veți mai întâlni de asemenea denumiri formate din coduri în diverse cataloge stelare. Hai să luăm tot steaua Sirius ca exemplu. În catalogul Hipparchos, steaua Sirius are codul HIP32349. În alt catalog, Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalog, Sirius are codul SAO151881. Iar în catalogul Henry Draper, Sirius are codul HD48915. Seamănă cu numele ultimului copil al lui Elon Musk. Acesta a fost episodul despre numele stelelor, în care am văzut că cele mai strălucitoare stele au nume proprii, dar avem și alte denumiri ale stelelor, precum numerotarea Bayer, numerotarea Flamsteed și numere în cataloage stelare.
În încheiere, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory. Până data viitoare, eu vă salut!